Nicolae Stoica, de 24 de ani, din Giurgiu, zice așa: aș vrea să mă trezească la wake-up call și rubel pe modul chill. Nu vreau să mai pierd mașina care mă duce la muncă în fiecare zi și să nu mai supăr colegii că întârzi la mașină. Cum e o mașină care merge cu toți trei sau toți patru? Da, e bine și e o mașină. Mașina. Vezi dacă n-ai shuttle de muncă, nu știi cum. Sper să răspundă. Sună, gata, hai, te merge. Mulțumesc frumos. Ce-mi place că poți să țip la Bogdan când avem wake-up call. În șoaptă. E angajatul meu. Bogdan e angajatul meu. Alo? Nicolae? Da. Asta este trezirea ta, Nicolae. Fii atent. A întârzia înseamnă a pierde momente prețioase din viața ta. Nicolae, de astăzi nu trebuie să mai întârzi. Deci gata cu plecatul de acasă în ultimele minute. Nicolae, deja sunt pe drum. Gata cu momentele în care le spui prietenilor că ajungi în 5 minute și tu ești încă la duș, Nicolae. A venit vremea maturizării pentru tine. Nicolae, ești gata să repeți după mine un jurământ anti-întârziere? Da. Nicolae, spune după mine: de azi sunt un om de cuvânt. De azi om de cuvânt? De azi nu mai întârzi. De azi nu mai întârzi? Azi sunt în direct la Virgin Radio. Azi sunt în direct la Virgin Radio. Cu cei mai tari băieți, Bogdan, Șurubel și Ionuț? Cu cei mai tari băieți, Bogdan, Ionuț și Șurubel. Dacă îmi permiți, încă ceva. Și dintre ei, Bogdan e cel mai tare. Hai, mă! Bună dimineața, Nicolae! Bună dimineața, băieți! Neața, dar ai fost harnic. Te-am nimerit fix astăzi când tu ai fost harnic. Te-ai trezit de vreme? Sincer, chiar m-am trezit de vreme. Foarte de vreme. Dar cum s-a întâmplat? Două dimineața. Păi de ce? Păi cu gândul la treabă. Cu gândul la treabă? Cine face asta? Cine se trezește la două? Cu gândul la care treabă? Că la două dimineața nu te trezești cu gândul la orice treabă. Dar cum ai ales tu tocmai pe mine să te trezesc eu care sunt întârziatul întârziaților? Păi nu știu, într-o telepatie așa. Bravo, bravo. Nicolae, să ai o zi absolut genială la muncă și de acum încolo să nu mai întârzi niciodată. Nu mai întârzi, promit. În fața colegilor că stați în mașină cu mine. Bun, auzi, cu ocazia asta că toți sunteți grămadă acolo, vedeți că dăm 5.000 de euro în 15 minute la Virgin Radio. Dacă vă dați seama ce se aude. Rămâneți cu urechile pe radio, că puteți să câștigați 5.000 de euro, da? Da. Excelent. Nicolae. Ok, mulțumesc. Tu astăzi la Virgin tocmai ai primit un wake up